Ce война закончилась, все хорошо было. Катя, ca și mii de alți copii fugiți din calea tancurilor rusești, măcar cu un părinte, așteaptă să primească de la ambasada Ucrainei documente de care au nevoie pentru a pleca mai departe către Occident. My wife stay near embassy and she waiting for the some stamp in passport for this beautiful small lady. We are leave country 28 February and we come to Romania first marriage. Drama dislocării, drumurile lungi și așteptarea în fața ambasadei au dărâmat-o pe o femeie în vârstă. A fost preluată de o ambulanță și dusă la spital. O familie de vârstnici e mai norocoasă. Fiica lor, stabilită în Italia, a venit să ia și pe ei, dar bărbatul nu are pașaport. They told us that since in Kiev the situation is like this now, they don't do anything now. They can't print passports. The program was to continue our trip already today, but we don't know what to do because my father now, he probably will not be able to leave this country. I would like to thank you and to thank Romanian people for all the help that we receive on the border, and it's thank you very much. Thank you very much from the bottom of my heart. De acte pentru copii are acum nevoie și o femeie care nu are încă stabilit o destinație. Where do you want to go? I don't know, in Europe. Maybe Germany, France. You have a family in Europe? No. My husband lives in Odessa. Voluntari români, studenți care vorbesc limba rusă sau ucraineană, stau printre refugiați pentru a-i ajuta. Sunt cazuri dificile, adică am dat de persoane care au pierdut actele copiilor. Sunt situații la care noi nu știm ce să facem, pentru că și trebuie să intrăm de fiecare dată la ambasadă, să întrebăm. Oamenii de acolo sunt și ei obosiți, nu știm, da, iritați în primul rând. Până la difuzarea acestei știri, nu am primit punct de vedere din partea reprezentanței ucrainene.